Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă spune Mircea Goian, suntem la o nouă ediție în Lumina Adevărului. Astăzi vom vorbi despre activitatea unei instituții care ne vrea binele, o să vedeți despre ce este vorba și de aceea l-am ca invitat în studioul Info HD pe domnul Nițu Bogdan Gabriel, comisar șef de poliție la IPJ Hunedoara. Bine ați revenit, domnule comisar șef. Bună ziua și bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Da, noi avem întâlnire lunară și iată, acum, astăzi putem vorbi despre, tocmai a început săptămâna prevenirii criminalității. Da, e o săptămână probabil cu mai multe activități, dacă vreți să ne spuneți ce se întâmplă. Este adevărat, după cum precizam și în alte emisiuni, munca de poliție este una complexă, bineînțeles, pe de o parte combatem fenomenul infracțional prin metodele pe care legea ni le pune la dispoziție, respectiv prin identificarea autorilor unor fapte penale sau contravenționale, tragerea acestora la răspundere și, bineînțeles, recuperarea prejudiciilor, dacă este cazul, pe de o parte, pe de altă parte este și o muncă fiind atât de complexă și de prevenire a comiterii unor infracțiuni, mai ales a unor infracțiuni care presupun oarecare informare din partea opiniei publice cu privire la modurile de operare pe care le utilizează de regulă infractorii, astfel încât populația să-și poată lua singură măsuri de precauție din timp pentru a nu le da ocazia celor certați cu legea să poată acționa. Și clar că prin asta demonstrați că, până la urmă, vreți binele comunității. Sigur, nu? Suntem în slujba comunității, suntem în slujba fiecărui cetățean, dorim ca cetățenii județului și cei care se află temporar sau în tranzit pe raza județului Hunedoara să își petreacă zilele în deplină siguranță. Fie că vorbim despre zilele libere din perioada estivală, fie că vorbim despre sfârșituri de săptămână sau despre alte perioade ale anului, unele în care de regulă cetățenii se relaxează oarecum, unii pleacă în vacanță, își lasă locuințele nesupravegheate, își lasă autovehiculele nesupravegheate chiar pentru perioade scurte de timp, își lasă copiii nesupravegheați și expuși unor riscuri inclusiv în spațiul online. Așadar, toate aceste aspecte pe noi ne preocupă. Încercăm să ajungem la a-i determina pe cetățeni să conștientizeze faptul că se expun unor riscuri atunci când se află inclusiv pe domeniul public, dacă ne referim și la siguranța rutieră. Un segment important, practic, al activităților noastre se concentrează și pe acest segment al prevenirii producerii unor evenimente rutiere, spre exemplu, sau al prevenirii producerii unor fapte de furt, unor fapte de tâlhărie, unor infracțiuni la regimul vieții sexuale și așa mai departe. Așadar, toate aceste aspecte constituie, practic, activitatea poliției și altor instituții de aplicare a legii, însă dacă ne referim strict la această săptămână, care, iată, premerge oarecum perioada estivală. Ne apropiem de mini-vacanța de 1 iunie, de Rusalii, de perioada estivală în care foarte mulți se vor deplasa în diferite zone ale țării sau în străinătate, așadar un cetățean informat este pe jumătate salvat, ca să, dacă putem spune așa. Sună bine ca și slogan. Da. Și așadar, această săptămână este un eveniment național organizat de Inspectoratul General al Poliției Române în întreaga țară și inclusiv în județul Hunedoara, prin compartimentul de analiză și prevenirea criminalității. Așadar, pe lângă polițiștii operativi, cei care desfășoară activități investigative în stradă, de constatarea unor infracțiuni, există și acest segment de prevenire a criminalității. Sunt colegi sociologi care efectuează diferite analize pentru a vedea unde există un risc criminogen mai ridicat și pentru a consilia oarecum managementul instituției pentru a aloca forțe și resurse umane și logistice suplimentare în zonele de risc pentru ca să poată preveni la timp producerea unor infracțiuni, dar și prin acțiuni de informare publică se realizează acest obiectiv al nostru de prevenție. Așadar, inclusiv această emisiune are acest rol și vă mulțumesc pentru că ne oferiți această oportunitate. Suntem și noi în partea societății cetățenilor. Sigur. Ca să ne referim strict la această săptămână, așadar o săptămână cu activități de prevenire mai intense, inclusiv în spațiul public, inclusiv în comunitate. Pe zile, practic, s-au alocat anumite tematici. Astăzi ar fi legată de siguranța copiilor, activități informative preventive pe tema educației rutiere destinată preșcolarilor și școlarilor de la unități de învățământ din municipiul Deva. Știm că o parte dintre aceștia sunt în grevă, ne-am documentat, dar cei care sunt la școală și sunt destul de mulți au parte de ședințe de educație rutieră efectuate chiar de către polițiști. Mâine se vor desfășura activități preventive privind siguranța în
mediul online. Tot copiilor li se adresează această temă, în special infracțiunile săvârșite pe internet sau cyberbullying, pentru că vorbeam mult despre violența în școli, despre delincvența juvenilă. Care din ce în ce mai frecventă, din păcate, da. Este un fenomen pe care noi încă îl ținem destul de bine sub control, însă sunt și cazuri într-adevăr izolate care produc oarecare emoție publică. Într-adevăr, este și normal să fie așa, pentru că vorbim despre copii pe care dorim să-i știm în siguranță și noi suntem părinți. Atunci când îi trimitem pe cei mici la școală, dorim ca ei să aibă un mediu sigur în care să se poată dezvolta, în care să poată acumula informații și, bineînțeles, în care să fie feriți de orice potențial pericol, inclusiv în spațiul online sau cu privire la amenințările fizice pe care le pot întâmpina, inclusiv în unitățile de învățământ. Apoi, miercuri va fi o zi dedicată prevenirii infracțiunilor contra patrimoniului. Infracțiunea de furt, mai pe scurt, așa ca și termen generic, furt calificat, vor avea loc întâlniri cu administratorii asociațiilor de proprietari din municipiile, în special din municipiile mari, din județul Hunedoara, cu privire la importanța montării unor sisteme de securitate la scara blocului și utilizarea corectă a acestora. Sisteme de supraveghere pentru a nu deveni victime ale unor infracțiuni de furt. Adică asta ar fi o măsură apară camerele la intrare. Exact. Fiecare proprietar de locuință ar fi bine să își monteze, ar fi recomandabil să își monteze sisteme de siguranță, o ușă solidă și mai ales sisteme antiefracție, spre exemplu un sistem de alarmă, chiar cu monitorizare de către o societate de pază și protecție și, bineînțeles, acele sisteme care au apărut deja, în primul rând interfonul de la scara blocului, care trebuie utilizat corespunzător, în sensul de a filtra oarecum accesul persoanelor străine care nu ar avea ce, exact, acolo, da. Persoanele care nu locuiesc, care nu justifică prezența, nu ar avea ce să caute practic în zona respectivă. Din păcate, foarte mulți nu mai verifică, doar în momentul în care sună interfonul, apasă instinctiv, da. Și permit oricui accesul, da. Sau sub pretextul fals, că ar fi de la diferite companii de utilități, li se permite accesul în scara blocului și de acolo oricând pot să intre într-o locuință lăsată descuiată, deci neasigurată corespunzător, cum se spune în termeni tehnici, ar fi o măsură aceasta foarte utilă de a monta un sistem de supraveghere video la intrarea în bloc, care ar putea să acopere și zona de parcare pentru a putea, dacă se întâmplă fie un furt, fie o avariere a unui vehicul, să putem avea o probă și să putem identifica mai ușor autorii, dar pot preveni și producerea unor tâlhării, spre exemplu. Știți, ca și mod de operare, este urmărită victima, în special persoane mai în vârstă sau doamne care se întorc târziu de la serviciu și în zona mai izolată a scării blocului li se smulg poșetele. Existând acest sistem de supraveghere, bineînțeles, ar fi util ca și descurajarea potențialilor infractori, dar ca și mijloc de probă pentru noi în momentul în care dorim să pornim o investigație. Bun, asta ar intra în sarcina administratorilor, exact, da? Exact. Care, sigur, cu acceptul locatarilor care pentru că sunt și niște costuri, cu sigur, oarecare sumă. Sunt niște costuri, dar niște, da. Costuri justificate pe care, da. odată le oferă cetățenile. Bun, asta înseamnă că trebuie și un centru în care se acumulează. Sigur, imaginile se stochează pe un server, da. Administrat tot de către asociația de proprietari, sunt și date cu caracter personal, ar trebui să fie și avizate persoanele că este o zonă supravegheată video, ceea ce în plus constituie o măsură de precauție, pe de o parte obligație legală, dar și o măsură de precauție. Și vă spuneam, acest cost, care poate fi unul destul de însemnat, se justifică. Pe termen lung se va amortiza și cetățenii vor constata că se simt mult mai în siguranță, inclusiv copiii atunci când se deplasează de la școală sau către casă, de la casă către școală, se vor simți mult mai în siguranță. Da, la un moment dat, când vezi zonă supravegheată video, ești atent. Adică, sigur. Are un efect. Sigur, lângă, are un efect. Și psihologic, dar și practic. Și da, pe lângă faptul, sigur. Că constituie dovezi, da, la un moment dat, dar cel care are gânduri ciudate își dă seama că mai bine să... Exact, este mai bine să evite acea zonă, ceea, da. Ce pentru noi constituie un plus. Da. De asemenea, ne vom concentra joi atenția pe prevenirea plecărilor voluntare, să spunem dispariții de minori. Nu au fost până acum dispariții din acestea suspecte în sensul de a fi răpite, lipsite de libertate persoanele, special minorii, dar sunt, din păcate, constatăm aproape zilnic minori care părăsesc voluntar domicilile pe fondul unor neînțelegeri sau unor probleme specifice vârstei.
Bineînțeles, noi toate aceste situații le luăm, le tratăm cu mare atenție și cu inclusiv prin a identifica, bineînțeles, în primul rând minorii pentru a vedea ce a generat această plecare voluntară și prin a-i consilia inclusiv cu sprijinul specialiștilor Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru că pot fi situații obiective în care minorii sunt chiar expuși unor situații de risc, sunt abuzați, sunt loviți, sunt neglijați și atunci, într-adevăr, există această problematică, această situație pe care noi încercăm să o controlăm prin mijloacele pe care le avem la dispoziție. În ultima vreme există cazuri care nu s-au mai recuperat sau în general se cam... În general sunt plecări voluntare, după cum vă spuneam, fie revin minorii de bunăvoie, fie sunt găsiți de polițiști în diferite zone, în general nu sunt victimizați, așadar nu sunt ținuți împotriva voinței lor. Adică nu e situația să ajungă trafic de persoane? Nu. Deocamdată nu avem o problematică în acest sens, însă, după cum spuneam, prevenția este și aici importantă. Oricând un astfel de minor care pleacă de acasă voluntar sau poate în anumite circumstanțe, poate determinat de cineva, poate intra într-un anturaj periculos, pentru că atâta timp cât familia nu mai are cunoștință, nu mai are informații reale, concrete despre unde s-ar putea afla acel minor, el s-ar putea afla oriunde, inclusiv într-o zonă în care să fie expus unui risc. Păi dacă discernământul la vârsta aceea e cam... Exact. Vorbim în special de vârsta 14-16 ani, o vârstă destul de critică, aceea adolescenților care uneori doresc să-și manifeste personalitatea într-un anumit fel, rău înțeles, spunem noi, pentru că intră într-un comportament antisocial, pot fi chiar victime ale unor infracțiuni, pot să comită infracțiuni sau să fie expuși consumului de alcool, droguri sau altor situații de acest fel. Prevenirea violenței domestice are și un aspect important. Vineri vor fi activități de informare a femeilor în vederea popularizării unor recomandări preventive și a pregătirii antivictimale privind violența domestică, inclusiv prin popularizarea acelui ordin de protecție provizoriu pe care orice victimă a unei infracțiuni, indiferent dacă este femeie, bărbat, dacă este vorba despre minori care pot fi agresați fizic, pot să solicite acest ordin de protecție provizorie pe care îl emit polițiștii care se deplasează la fața locului. În primul rând, trebuie să sesizăm astfel de fapte, să nu ne fie teamă dacă avem cunoștință chiar și indirect din anturaj cu privire la un vecin, spre exemplu, care ar putea fi victima violenței domestice, este bine să sesizați poliția pentru a putea lua măsuri, inclusiv prin întocmirea unor dosare de cercetare penală. Da, și cred că există o anumită reținere din partea victimelor, să zicem, poate chiar și a vecinilor, cum spuneți, pentru că nu vor să suporte, adică violentul e clar că e violent, sigur, da? Sigur. Și nu ține cont de... Acum mijlocul legal ar fi acela de a-l îndepărta, în primul rând, din locuință, de aceea există acest ordin de protecție provizoriu care poate fi prelungit de către magistratul judecător, dar există și mijlocul mult mai strict, coercitiv de arest, arest preventiv, arest într-un centru de detenție, pentru a arăta totuși o fermitate vis-a-vis de acest fenomen care, din păcate, uneori poate scăpa de sub control, poate porni de la o simplă amenințare sau violență, să spunem, mai ușoară de o lovire, până la fapte mai grave de vătămări corporale sau chiar de tentative de omor. Așadar, trebuie informat, în primul rând, opinia publică. La 112, da? Sigur, că este numărul de urgență, mai ales dacă este vorba despre infracțiune în flagrant la care trebuie să se intervină prompt, dar și pe orice altă cale. Dacă s-a produs violența cu ceva timp în urmă, sigur, victimele au posibilitatea să formuleze plângere penală, să atașeze și documente medico-legale care să susțină acuzații respective și se vor întocmi dosarele pentru infracțiunea respectivă, dosar de cercetare penală în funcție de numărul de îngrijiri medicale. Da, aici am văzut că au fost ceva, am auzit ceva cazuri când treaba asta cu raportarea sau cu anunțul că dumneavoastră s-a făcut după o perioadă destul de lungă. Adică sigur, victimele se iau în considerare, un termen de a depune acea plângere. Nu se prescrie povestea. Nu se prescrie. Ar fi bine să o facă cât mai curând, tocmai pentru a stopa activitatea infracțională, însă chiar și după un anumit timp se pot depune aceste plângeri pentru a nu tolera, pentru că orice astfel de comportament
moment, să spunem, agresiv, este ca un bulgăre, se rostogolește, se amplifică, devine o obișnuință, să spunem. Uneori victimele își retrag plângerile după ce au depus și atunci, automat, potrivit legii, se încheie și cercetarea penală, însă totuși ar trebui să și conștientizăm. De aceea avem și această campanie de informare, inclusiv agresorul și victima deopotrivă, cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au în acest context legal. Da. Suntem la ultima zi, da? Da. Așa a fost o prezentare, să spunem, pe scurt a acestor activități. Doar astăzi debutează aceste activități. Am încercat să facem o sinteză a acestor zile. Bineînțeles, activitățile nu se încheie odată cu ziua de vineri. Din contră, este un maraton, să spunem, un eveniment național, însă, practic, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității împreună cu polițiștii de proximitate au permanent această preocupare de a aduce la cunoștința opiniei publice diferite aspecte legale, inclusiv prin discuțiile cu asociațiile de locatari, cu diferite categorii de persoane, inclusiv cu ocazia unor intervenții la fața locului. Polițistul are obligația chiar să informeze cetățeanul cu privire la drepturile pe care le are și la tipul de comportament pe care ar trebui să-l adopte pentru a nu intra în conflict cu legea, pentru a nu se expune unor fapte de natură penală care să-l pună în pericol. Da. Bine, mini-vacanța, cum spuneați, ziua de 1 iunie, acea perioadă în care lumea se relaxează și nu mai e chiar așa de atentă la ce se poate întâmpla. Este adevărat, pe lângă aceste activități preventive, avem și activități reactive, să spunem, sau proactive, de prezență fizică a unui număr mai însemnat de polițiști în stradă, în special din structurile de ordine publică și poliție rutieră, dar și poliția de investigații criminale, poliția de serviciului pentru acțiuni speciale. Așadar, tocmai în scopul de a preveni tocmai producerea unor evenimente, dar și pentru a reacționa prompt atunci când suntem solicitați, spre exemplu, prin numărul de urgență 112, împreună cu celelalte instituții, pentru că se acționează în sistem integrat, împreună cu poliția locală, împreună cu jandarmeria, pentru a asigura cât mai eficient și cât mai bine spațiul pe care îl avem, zona teritorială de competență, fie că vorbim despre mediul urban, fie despre mediul rural, se vor desfășura o multitudine de evenimente publice, bineînțeles spectacole. Este o zi a bucuriei în care dorim să ne bucurăm împreună cu cei mici de evenimentele ce vor fi organizate, inclusiv Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara va organiza evenimente publice în care să își prezinte în fața tinerilor, a copiilor în special, dotările logistice pe care le are și cu care acționează practic zilnic în această activitate de prindere a răufăcătorilor. Fie că vorbim despre laboratorul criminalistic, despre autospecialele de intervenție ale poliției rutiere, ale poliției de ordine publică, sau altor structuri, serviciuri pentru acțiuni speciale, spre exemplu, ele stârnesc foarte mult interes din partea tinerilor. Poate o parte dintre acești tineri înțeleg mai bine rolul și menirea instituției poliției în societate, pe de o parte, poate alții chiar se hotărăsc să urmeze o carieră în slujba legii. Așadar, vom fi și noi în stradă, împreună cu cei mici, pentru a-i proteja, pentru a le explica în ce constă acțiunea noastră, care sunt activitățile pe care noi le întreprindem în mod curent, pe de o parte, pe de altă parte, pentru a preveni producerea unor infracțiuni. Și aici ne referim în special la infracțiuni la regimul siguranței pe drumurile publice, spre exemplu, că sunt zile libere, foarte mulți obișnuiesc să se deplaseze, este foarte bine, însă cu respectarea prevederilor legale. Și aici vorbim în special despre adaptarea vitezei la condițiile de drum, despre faptul de a face o pauză pentru recuperare atunci când ne simțim obosiți la volan și mai ales interdicția de a consuma băuturi alcoolice sau substanțe interzise, care știți că intră sub incidența legii și care constituie un factor de risc suplimentar. Da, am înțeles că va fi și ziua porților deschise. Da, într-adevăr, poate nu chiar în incinta Inspectoratului Județean de Poliție, vom alege o zonă publică din municipiul Deva și încercăm, deocamdată suntem în discuții cu celelalte instituții pentru a organiza această zi în sistem integrat în 31 mai, pentru ca să le dăm celor mici posibilitatea de 1 iunie să fie chiar liber, pentru că știm că și unitățile de învățământ nu lucrează în acea perioadă, însă în 31
1 mai am considerat că este o zi potrivită, astfel încât cei mici să poată veni însoțiți de cadre didactice și să poată viziona autospeciale de poliție, să discute cu polițiștii și să pună orice întrebare consideră legat de activitatea instituției. Da. Mai avem ceva pentru perioada asta de început de sezon? Sigur, activitățile vor continua, chiar dacă anul școlar se va încheia. Există 4 și 5 rusalile și atunci... Este o mini-vacanță, să spunem, sunt câteva zile libere, într-adevăr, în care cetățenii vor avea liber, polițiștii mai puțin, pentru că știți că activitatea instituției este una permanentă în slujba cetățeanului, 24 de ore din 24. Așadar, chiar dacă vor trece aceste zile, bineînțeles și anul școlar se va încheia cât de curând, vom fi prezenți și în perioada evaluărilor de sfârșit de an pentru a asigura ca procesul acesta să se desfășoare în deplină siguranță. Bineînțeles, rolul nostru este unul în zona exterioară a unităților de învățământ, în zona adiacentă, pentru a preveni posibile întâmplări nefericite în care cei mici pot fi implicați, inclusiv evenimente rutiere. Și pe întreg sezonul estival ne vom concentra atenția pe domeniul acesta al siguranței stradale, prevenirea unor infracțiuni de furt, furt din diferite zone din autoturisme, din locuințe, dar și pe domeniul rutier, pentru că și știți că foarte bine că în perioada de vară foarte multe persoane se întorc din străinătate și oboseala la volan uneori spune cuvântul, alte persoane se deplasează către zone din afara țării și de asemenea parcurg distanțe mai mari, uneori își mai pierd și răbdarea, probabil și din cauza căldurii. Este bine să fim foarte atenți din acest punct de vedere, să acționăm prompt astfel încât să nu se producă evenimente rutiere grave. În ultima perioadă putem spune chiar că fenomenul este unul ținut sub control. Vorbim aici despre siguranța rutieră, chiar o scădere de la an la an a numărului de evenimente rutiere și pe fondul îmbunătățirii infrastructurii rutiere, dar și a responsabilității de care cetățenii dau dovadă și chiar le mulțumim pe această cale, pentru că înțeleg să respecte legea. Mai sunt și excepții, din păcate le prezentăm aproape zilnic, vedem cazuri de persoane care fie consumă băuturi alcoolice, substanțe interzise sau chiar conduc fără a poseda permis de conducere. Sunt infracțiuni curente, să spunem, la regimul siguranței rutiere, dar care pun în pericol siguranța traficului și polițiștii foarte vigilenți de regulă depistează astfel de situații. Dacă cetățenii au cunoștință despre astfel de situații, sunt chiar rugați să ne informeze pentru a putea să le identificăm mai ușor în trafic și să luăm măsurile prevăzute de lege. Da, vom să discutăm mai spre finalul emisiunii de două situații de accidente. Unul mi se pare interesant și să încercăm să dezbatem un pic forma aceea de conducere, mă refer la tractor, da? Că asta n-am discutat despre cum și ce trebuie să aibă, să facă, să așa mai departe, dar asta mai spre final. Bun, primind la dumneavoastră zilnic comunicate cu ce se întâmplă în județ și am sesizat o activitate de braconaj, da? Deja probabil că e început de sezon de vânătoare și aici, nu? Da, braconaj însemnând a vâna fără a avea acea autorizație de vânătoare. Au fost, într-adevăr, cazuri. Există un serviciu specializat în cadrul Poliției Hunedorene, Serviciul Arme Explozive Substanțe Periculoase. Nu este un fenomen îngrijorător. Este adevărat, cazul despre care vorbiți a fost interesant, să spunem noi, prin prisma faptului că cele două persoane care aveau arme deținute legal asupra lor și care aveau și autorizație de vânătoare erau chiar paznici de vânătoare, deci erau cei care ar fi trebuit să vegheze la prevenirea unor astfel de fapte, însă iată că legea îi incriminează de această dată, motiv pentru care au fost ridicate și cele două animale împușcate, cei doi căpriori, dar și armele pe care aceștia le dețineau asupra lor, întocmindu-se un dosar de cercetare penală cu această ocazie. Este o faptă cu un pericol social ridicat, mai ales că s-a produs și în zona unei localități, unei comune din județul Hunedoara și ar fi putut să se întâmple o nenorocire, să fie în loc de căprior, să fie Și ce pățesc respectiv? S-a întocmit dosar de cercetare penală și noi doar constatăm existența faptei sau non-existența, pentru că nu mergem cu ideea preconcepută că ar fi
cineva vinovat, dar dacă se constată elementele constitutive ale unei infracțiuni, automat dosarul de cercetare penală va fi evaluat de procuror, de judecător, și dacă se găsește vinovată persoana respectivă, după cum se spune, respectându-se prezumția de nevinovăție, acea persoană riscă pedeapsa cu închisoarea, vorbind despre infracțiune. Bun, respectivii aveau acreditare și aveau permis, poate. Ce greșeală a fost că? Erau, vă spuneam, reprezentanții ai unei instituții care ar fi trebuit să ocrotească vânatul și nu aveau posibilitatea să vâneze în zona respectivă. Aha, da, deci au devenit infractori lupul când ei trebuie să păzească. Da, lupul paznic la oi, cum așa, se spune. Exact, da. Mai pe românește, și există și cealaltă formă în care persoanele fie nu dețin arma legal, fie o dețin legal, dar nu au autorizație de vânătoare pentru zona respectivă, pentru intervalul respectiv sau pentru vânatul respectiv, pentru că pe autorizație se precizează inclusiv ce tip de vânat au voie să recolteze în perioada respectivă. Pe asta vreau să vă aprobăm ca subiectul următor. Iată, un domn din Cârjiți, tot de la dumneavoastră am primit prin informațiile, un domn din Cârjiți, 39 de ani, deținător legal a unei arme de vânătoare, fără a fi înscris sau a deține autorizația de vânătoare emisă de gestionarul pondului cinegetic. Exact, aici este clar o faptă de braconaj, nu ne antepronunțăm cu privire la vinovăție, însă da, colegii de acolo, inclusiv cei de la postul de poliție, pot să constate astfel de fapte și mai departe judecătorul va stabili o pedeapsă conform legii. Da, deci așa, și se pare că a fost identificat că a portat și folosit arma de vânătoare tip carabină pe care a ascuns-o inițial în vegetația de pe marginea drumului. Citesc comunicatul dumneavoastră. Da, da, da. În scopul efectuării de acte de braconaj, o armă ce a fost înmânată acestea de o altă persoană din aceeași comună, deținător legal al acestea. Adică, da, să înțeleg, deci respectivul nu avea voie să aibă exact, arma. Nu ar fi avut în mod legal acces la această armă, pentru că deținătorul legal nu ar fi avut legal voie să-i omâneze. Da. Deci asta nu se împrumuta. Nu, 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 nu. În niciun caz. Așa, împreună cu muniția aferentă, arma fiind găsită încărcată cu număr de 3 cartușe. Da, deci cum spuneți, braconaj... Da, n-a fost prins în flagrant. Nu cunosc foarte multe detalii din cazul respectiv. Comunicatul este sugestiv din acest punct de vedere, însă dosarul fiind pe rol, foarte multe informații... Da, urmează să... Corect. Da, asta a fost la nivel de... Bun, se mai întâmplă, dar e adevărat că foarte rar când se mai împușcă vânătorii unii cu alții. Nu? Da, aici deja vorbim despre vătămări din culpă sau chiar ucideri din culpă, din păcate, sau chiar cu intenție, putem spune. Asta se stabilește la anchetă. De aceea trebuie ca vânătorul să dețină acea autorizație, să urmeze un curs și să fie foarte atent în momentul în care manipulează armamentul deținut legal, bineînțeles, nu are voie să-l împrumute nimănui. Au fost într-adevăr în trecut cazuri și de acest gen, de accidente, să spunem, nefericite la vânătoare, în care fie au fost o confuzie, fie fiind probabil întuneric, nu au observat foarte bine. Aici e ca și la condus, până la urmă, la mașină, nu? Sigur. Folosești arma ținând cont de și reguli. Mașina poate deveni o armă dacă o folosești necorespunzător și irresponsabil, bineînțeles, fie vorbind de viteză, fie vorbind de conduceri fără permis sau consum de alcool. Spuneați despre furturi în această săptămână, aveți în atenție și prevenirea pentru asemenea chestie. Un caz din Vulcan mi-a sărit în atenție, dacă referiți. Dacă vreți să ne spuneți. Cel cu furtul de componente de telecomunicații, probabil, da, este vorba despre un caz în care autorul a fost identificat, un tânăr. Prejudiciul este unul destul de însemnat, în sensul că au fost și distruse echipamentele respective, s-a recuperat o parte din cablurile din cupru, practic cupru era ținta furtului, da, care poate fi valorificat, a fost recuperat parțial prejudiciul, iar tânărul chiar a și fost reținut și ulterior arestat preventiv. Însă pagubele sunt destul de însemnate din acest punct de vedere. Societatea a avut un sistem de alarmă, de aceea și s-a declanșat acea alarmă care semnalizează o avarie, iar polițiștii l-au identificat, este drept, nu la fața locului, nu în flagrant, prin metode specifice de care noi de obicei ne ferim să dăm prea multe detalii, tocmai pentru a păstra oarecum secretul profesional cu privire la modul nostru de intervenție.
Da, acum aș vrea să abordăm un pic subiectul ăsta cu conducerea utilajelor agricole, că treaba e întoi, ca să zic așa, a pornit și sunt tot felul de utilaje pe care le vedem și pe șosele, da? Și, bine, și pe ogoarele patriei. Ogoarele patriei, acolo unde nu este drum public, da, bineînțeles, da. Dar pe drumul public au obligație ca orice vehicul. Așa să vedem un material despre un asemenea caz. Aici intervenția a fost a celor de la ISU, că s-a fost situația. Da, 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 salvatori, într-adevăr, ei sunt primii care intervin pentru salvarea, da, de vieți. Mai departe, dacă se constată comiterea unei infracțiuni... Am șoptit să zic că a mai fost unul și sâmbătă, deci ce ziceam, la cerbăl, deci da, lucrurile au o anumită dinamică. Bun, vedem materialul 1, vă rog, și revenim. Un bărbat în vârstă de 57 de ani a fost rănit grav după ce tractorul pe care îl conducea s-a răsturnat și a rămas prins sub vehicul. Evenimentul nefericit s-a petrecut la finalul săptămânii trecute într-o zonă împădurită greu accesibilă din localitatea Nucșoara, comuna Sălașul de Sus. Bărbatul folosea tractorul pentru a transporta material lemnos. Urmarea răsturnării tractorului, bărbatul a suferit răni care ar fi putut pune viața în pericol, însă de urgență la locul evenimentului a fost alocat un echipaj smurt și un echipaj al serviciului de ambulanță județean. Salvatorii au ajuns în timp util la victimă cu un autoturism de teren al unui localnic, au imobilizat-o cu ajutorul saltelei vacuum, acordându-i asistență medicală la fața locului și au asigurat monitorizarea permanentă a stării acesteia. Având în vedere faptul că terenul în zona respectivă este impracticabil pentru ambulanțe, a fost solicitat sprijinul elicopterului Smurt Caransebeș, care a sosit în scurt timp, iar victima a fost transportată la unitatea de primiri urgențe Hunedoara, conștientă și cooperantă. Un caz... Da, între, să zic eu așa, care e legat de activitatea nouă începută din sezonul agricol. Da, în primul rând, cei care conduc astfel de vehicule trebuie să cunoască legislația rutieră. Vehiculul trebuie să fie înmatriculat. Deci dau examen? Dacă sunt pe drumul public, cu siguranță sunt conducători de vehicule care, în primul rând, trebuie să fie înmatriculate în circulație, iar cel care le conduce trebuie să dețină permis de conducere. Și bun, se respecte... E clar că ca să poată ajunge pe ogor, trebuie să treacă, trebuie pe, drum să treacă public, pe drumul public. Sigur, da, sigur că da. Și pe ogor, să spunem, nefiind drum public, nu mai funcționează legislația rutieră, însă trebuie să fie atent, trebuie să aibă anumită îndemânare. Chiar dacă, să spunem, nu putem noi acționa în mod direct, ne gândim că cel care se află la volanul unui astfel de vehicul este responsabil pentru viața lui, în primul rând, și a celorlalți. Și a celorlalți, bineînțeles, pentru că orice manevră, să spunem, neconformă, poate conduce, din păcate, la evenimente grave, în care chiar persoana respectivă să-și piardă viața și vedem, într-adevăr, în fiecare an observăm astfel de situații în care persoanele fie conduc sub influența alcoolului, fie pătrund pe drumul public și pun în pericol siguranța traficului pentru că nu dețin permis de conducere, nu au abilitățile necesare, poate efectuează și anumite manevre riscante, mai nu sunt semnalizate corespunzător pe timpul nopții. Cum am văzut acum, se obișnuiește să fie utilajele luate la mâna a doua, exact, care, au la care defecțiuni apar defecțiuni, tehnice, sigur, sigur că da. Ele trebuie verificate din punct de vedere tehnic, trebuie să dețină asigurare obligatorie, deci ca orice cealaltă vehicul. Bun, asta legea nu un pic neglijează categoria asta. Nu, legea este foarte clară. Noi suntem cei care, din păcate, nu o respectăm, nu noi da, personal, da, dar în general, da, în general, da, cei care se află în trafic și există posibilitatea implicării în evenimente rutiere. Fie se deplasează pe drumul public, vă spuneam, fără a respecta prevederile legale, fie autovehiculul nu este înmatriculat, fie se află sub influența alcoolului, practic sunt aceleași infracțiuni prevăzute de legislația rutieră ca și pentru orice alt vehicul. Trebuie să fie responsabil și cetățenii din acest punct de vedere și controlele poliției se desfășoară fără vreun fel de discriminare. Deci nu contează practic utilajul respectiv atât timp cât el intră sub incidența legii. Chiar la acest sfârșit de săptămână, spre exemplu, am identificat în zona Orăștie în trafic un autoturist care tracta o remorcă ce nu era înregistrată pentru că nu avea cum, fiind una artizanală, deci confecționată practic de cetățean prin mijloace proprii. Da. Și atunci, nefiind omologată, ne fi
fiind înregistrate, neavând număr de matriculare, serie și așa mai departe, constituia un pericol. Legislația prevede conducerea unui vehicul neînmatriculat sau unei remorci nematriculate și s-a întocmit un dosar de cercetare penal. Din păcate, infracțiunile, cel puțin la acest sfârșit de săptămână și în general la sfârșitul de săptămână, polițiștii nu sunt liberi, după cum spuneam, ca și cu situația mini-vacanțelor, și se constată, din păcate, destul de multe situații. Da, da. Situații de risc. Bineînțeles, aici ne referim la mai multe zile, la 3 zile în care am făcut această evaluare, și conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului, chiar o situație, să spunem, surprinzătoare la Poliția Devan. Data de 18 mai s-a prezentat un tânăr pentru soluționarea unui eveniment soldat doar cu pagube materiale, deci o tamponare, cu alte cuvinte. Probabil îi trebuia autorizație pentru reparația mașinii și știm că mecanicul nu repară dacă nu există autorizație. Și, bineînțeles, neavând autovehiculul asupra sa și nici măcar actele mașinii, polițiștii l-au trimis să vină cu mașina ca să putem constata direct. Fapta ar fi avut loc în 17 mai, deci cu o zi în urmă. S-a prezentat cetățeanul. În urma verificărilor în bază de date, am constatat că el avea dreptul de a conduce vehicule suspendat. Deci a condus, practic, fără permis, cum ar veni. Da. Fapta care constituie infracțiune. Autovehiculul nu avea autorizația RCA, deci asigurare obligatorie de răspundere civilă RCA. Și ITP-ul era expirat, deci inspecția tehnică expirată. Așadar, două fapte de natură contravențională și o faptă de natură penală la care el însuși s-a prezentat, practic. Corect, a fost o constatare a poliției din oficiu ca urmare a sesizării autorului. Știți practic vorba, acum să glumim un pic amar, chinion. No. Da, da, într-adevăr. Dar iată că o astfel de situație se putea transforma într-o adevărată tragedie. Deocamdată am vorbit doar despre pagube materiale. Și au mai fost situații, să ne referim și la cei care se deplasează pe două roți. Fie pe bicicletă, la acest sfârșit de săptămână, iarăși am avut, la Orăștie, un minor de 8 ani care se deplasa pe drumul public. Bineînțeles, nu avea cum să, legal, să spunem, vârsta, la 14 ani, pe drumul public, doar la 14 ani și cu cunoașterea corespunzătoare a legislației. La 8 ani nu avea ce să caute cu bicicleta pe drumul public și, nerespectând semnificația indicatorului rutier de stop, nu a acordat prioritate unui autoturist care circula pe strada ce avea prioritate și a pătruns în acea intersecție fără a acorda prioritate, fiind acroșat practic de autoturism și rănit acest minor de 8 ani. Aici cumva putem vorbi și despre o culpă indirectă a părinților care au permis la acea vârstă să meargă pe bicicletă pe drumul public. Ca să nu mai vorbim despre cei care conduc, iarăși am avut situație în zona Certej, de conducere de ATV fără a poseda permis de conducere și ATV neînmatriculat. Asta sunt grozăvii de asta de exact cartier. Plus mopedul, iarăși accident, iarăși cu mopedist implicat care pierde controlul asupra direcției și lovește un autoturism parcat, neposedând mopedistul permis de conducere și fiind și sub influența băuturilor alcoolice. Iată, situații de risc ce pot fi prevenite, mă gândesc că fiecare cunoaște ce drepturi și ce obligații are în calitate de participant la trafic. Deci legislația rutieră este bine cunoscută de altfel, însă din păcate iată că sunt și persoane, să le spunem, chiar irresponsabile, care cutează a conduce vehicule pe drumul public fără a poseda permis sau sub influența alcoolului, astfel încât se expun unor riscuri privind siguranța traficului. Da, un alt accident și avem un material cu tuitiruri care transportau autoturisme la Gotatea, s-au răsturnat și au fost distruse multe mașini. Vedem materialul și revenim cu comentariul. Materialul 2. Pompierii hunedoreni au intervenit în după-amiaza zilei de ieri, 11 mai, pentru a stinge un incendiu puternic izbucnit din cauza unui accident rutier, în urma căruia un autovehicul format din cap tractor și o remorcă, ce transporta 8 autoturisme noi, s-a răsturnat într-un șanț pe drumul național 7, în localitatea Godhatea, comuna hunedoreană Gurasada. Pompierii secției Ilia, care au acționat la începutul intervenției, au fost sprijiniți cu echipaje și autospeciale de stingere, sosite de la detașamentul Deva și de la garda de intervenție Dobra. Nu au fost victime, iar conducătorul auto
auto a refuzat transportul la spital. Toate cele 8 autoturisme au fost distruse, 4 dintre ele fiind incendiate. Au fost de asemenea afectate gardul gospodăriei în apropierea căreia s-a produs accidentul, dar și acoperișul unei anexe a acesteia. În urma intervenției celor 18 pompieri care au acționat cu 4 auto speciale de stingere, inclusiv una de descarcerare și o ambulanță smurt, incendiul a fost lichidat înainte de a produce mai multe pagube materiale la gospodăria din apropiere. Da, sigur nu au fost victime și asta e este de precizat, dar, acest lucru. Da, paguba mare. Paguba este însemnată, probabil da. Că sunt asigurate vehicule respective, de această dată din fericire nu au fost victime. Deci mașinile au ars, da. Da, au fost o pagubă însemnată. Cum spuneți, mai mult ca sigur că au fost asigurate. Că, exact, da. De regulă sunt asigurate astfel de bunuri, dar... Fiind foc, mă scuzați, fiind foc, cei de la ISO au fost acționat, și ne-au și transmis imagini. Și, este da. Adevărat. Au fost la fața locului și polițiști, însă doar pentru a dirija traficul. Din fericire nu au fost victime și pentru a-l sancționa contravențional pe conducătorul auto respectiv, vinovat probabil pentru o neadaptare a vitezei la condițiile de drum în zona respectivă, faptă ce s-ar fi putut concluziona cu o tragedie în situația în care, fiind și case în zonă, ori s-ar fi extins focul, ori ar fi fost și alte victime, să spunem, alte vehicule implicate. De această dată doar un eveniment fără victime, cu pagube materiale, însă iată care este concluzia, ce înseamnă viteza neadaptată la condițiile de drum, mai ales pentru un vehicul de astfel de dimensiuni, care este mult mai greu de controlat și are și o altă dinamică pe drumul public. Da, un alt caz, și ne oprim după aceea cu accidentele, la Hunedoara, vorbind acum și de noile substanțe care văd că sunt din ce în ce mai prezente, un tânăr de 19 ani a fost verificat, da, și au constatat polițiștii că, folosind aparatul drug test, că are o valoare pozitivă. Este adevărat. Deci iată că, din păcate, vorbim și despre aceste situații. De regulă ne referim la consumul de alcool și la aparatele etilotest, bine cunoscute de altfel, însă mai nou polițiștii au în dotare și aceste aparate drug test și dacă fie au indicii cu privire la consumul de substanțe psihotrope, polițiștii, da, observă comportamente anormale, să spunem, din partea celor aflați la volan sau a celorlalți participanți la trafic, pasageri, spre exemplu, în vehicul, se poate trece și la un control corporal asupra lor pentru a se identifica substanțele interzise, iar dacă se află la volan, cu atât mai grav, pentru că este o infracțiune la regimul siguranței, ca și consumul de alcool la volan, se întocmește dosar de cercetare penală dacă există o valoare pozitivă, să spunem, indicată de aparat și se recoltează probe biologice în vederea stabilirii naturii substanței consumate. Bineînțeles, de această dată vorbim despre dosar de cercetare penală. Zona de activitate care se referă la protecția animalelor, poliția animalelor, funcționează de 2-3 ani? Sigur, este sau... biroul pentru protecția animalelor, este aproximativ 2 ani înființat acest birou, această structură a poliției, la nivel național, bineînțeles, și în județul Hunedoara, în care funcționează inclusiv două doamne medic veterinar, care au abilitatea profesională, bineînțeles, competența de a constata dacă animalele sunt maltratate, sunt schingiuite, sunt supuse la rele tratamente, astfel încât să poate emite o măsură de protecție a acestor animale și, bineînțeles, să întocmească dosare pentru cei care comit astfel de fapte, fie ucidere cu intenția unor animale, fie alte fapte care pun în pericol animalele. Sunt situații multe întâlnite, pentru că area de competență este destul de vastă, ne referim la întreg județul Hunedoara, sunt multe semnalări și foarte bine să fie așa, pentru că cetățenii sunt sensibili și la suferința necuvântătoarelor și ne sesizează pe diferite căi. Dacă sunt fapte comise în flagrant, poate chiar pe numărul de urgență 112, fie ne sesizăm din oficiu, din diferite alte surse. Toate aceste fapte sunt evaluate, după cum vă spuneam, împreună cu procurorul de caz și dacă într-adevăr sunt fapte de natură penală, se poate merge chiar până la măsuri preventive față de autor. Deci legislația este destul de clară și în această privință, și deținătorii de animale au anumite obligații
de a întreține corespunzător aceste animale, de a le acorda tratament specific și alimentație corespunzătoare și, bineînțeles, acești polițiști efectuează inclusiv la adăposturile publice sau private de animale controale periodice pentru a vedea dacă se respectă legislația din acest punct de vedere. Și dacă nu se respectă, bineînțeles, măsurile sunt pe măsură. Da, din câte am văzut și în materialele din spațiu public, faptul că s-a înființat acest birou chiar e benefic. Este o necesitate, sigur. Da. Conducerea poliției este foarte ancorată în realitatea socială. În momentul în care există o problematică de un anumit gen de infracțiuni comise, fie că vorbim despre infracțiuni contra animalelor sau despre infracțiuni în școli, spre exemplu, în care sunt implicați tineri, iată, se iau măsuri de a se crea chiar compartimente specializate și inclusiv la, în cazul școlilor, spre exemplu, avem biroul de siguranță școlară, care de asemenea funcționează pe două paliere, unul de prevenție, de informare și altul de combatere, respectiv constatarea unor fapte de natură penală. Și bineînțeles că activitățile sunt pe măsură. Și înainte exista o competență a poliției și activități, însă de această dată vorbim despre chiar polițiști specializați care au ca și obiect de activitate acest gen de infracțiuni. Sau, spre exemplu, biroul pentru combaterea delictelor silvice, iarăși un... Am înțeles. În care se acționează. Vom discuta săptămâna, următoarea emisiune. Mulțumesc tare mult. Și eu vă mulțumesc. În succes, să zic așa, în activitatea intensă, mai mult decât de obicei în această săptămână, da, și să ne vedem sănătoși. Și eu vă mulțumesc, suntem alături de dumneavoastră, apelați cu cât se poate de mare încredere la polițiști ori de câte ori aveți nevoie. Dragi prieteni, vă mulțumesc tare mult dacă ne-ați urmărit și vă doresc o după masă frumoasă în continuare. La revedere!